Scandal în Parlament la prima ședință din acest an. Deputații PAS s-au luat la harță cu cei din blocul comuniștilor și socialiștilor după ce ultimii au venit cu o pancartă cu mesaje împotriva guvernării, în timp ce prim-ministra Natalia Gavriliță argumenta necesitatea prelungirii stării de urgență. A ieșit la rampă și deputata Marina Tauber, care s-a dat în spectacol aducându-i o pereche de cătușe prim-ministrei. Detalii despre starea de spirit de la prima ședință. Vedeți în reportajul ce urmează. În holul întunecat al legislativului, întrucât instituția continuă să economisească energie electrică, își făceau apariția rând pe rând deputații veniți la prima ședință plenară din sesiunea de primăvară 2023. Lipsa luminii le-a cam dat bătăi de cap aleșilor poporului, ajunși la masă pentru a-și bifa prezența. Cam complicat fără lumină să vă găsiți numele. Noi v-am venit în ajutor, iată, cu o cameră. Da. Fără ca să mai întrebi ceva. Du-te de aici. Iar am însemnat. Iscărit acolo nu trebuie. Eu. Domnul Gros, cam complicat pe întuneric. Da, vă rog. Chiar dacă e mai complicat fără lumină în hol, unii aleși ai poporului spun că deconectarea curentului se merită. Complicat fără lumină să vă semnați? Da, am găsit. Da. Se economisește mult sau nu cunoașteți încă? Da, este dovedit că este o economie destul de, așa zicem, simțitoare. Alții însă au fost vădit grăbiți. În grabă. Președinta comisiei acolo. Dar noi cu dumneavoastră vrem să vorbim. Fraților, de ce iar mă puneți în situație în data trecută, vă amintiți? Care situație? Am ziat la asta și m-ați prezentat că eu fug de televiziune. Hai că vin la întrerupere. Iar comunistul Oleg Reinman s-a lăudat că a adunat forțe proaspete pentru noua sesiune parlamentară. Cu ce dispoziție la prima ședință? Lucrător. Lucrător? Da. Ați reușit să vă odihniți cât n-a fost ședințele parlamentului? В том числе и отдыхали, и работали с людьми. Odată așezați în fotolii, a fost dat startul ședinței plenare, care a început tradițional cu intonarea imnului de stat. Ulterior a început examinarea proiectelor de pe ordine de zi. Liniștea nu a durat însă mult timp. Deputații din opoziție au anunțat că părăsesc sala de ședințe și au afișat o pancartă cu mesaje antiguvernare, în timp ce prim-ministra Natalia Gavriliță explica necesitatea prelungirii stării de urgență. Luați legătură cu prietenul dumneavoastră de la Kremlin, spuneți-i să-i vină mintile la cap, să oprească războiul, să nu mai omoare oameni și copii și femei în Ucraina. Imediat, deputații PAS au sărit în apărarea prim-ministrei, făcând un gard viu în jurul ei. Colegi, vă rog, calm. Imediat, circul pleacă și noi o să continuăm activitatea. De obicei, ei rezistă 2-3 minute. A urmat un schimb de replici acite între deputați. Doamna Caraman, vă rugăm frumos să eliberați sala. Doamna Caraman, vă rog să ne permiteți să continuăm ședința. Vă mulțumim frumos. Stimați colegi din opoziție, imagini pentru diseară aveți suficiente, știu, cu tot respectul. Dați-ne voi, vă rog. Gheorghe, te rog. Spectacolul nu s-a oprit aici. La scurt timp după ce au plecat socialiștii și comuniștii, a ieșit în fața tribunei și Marina Tauber, deputată cercetată în mai multe dosare penale. Aceasta i-a adus prim-ministrei o pereche de cătușe. Asta chiar dacă, anterior, fracțiunea Șor a anunțat că va boicota ședința. Da. Doamna deputat, vă rog, la procuratură vă adresați cu acest rechizit. Da, noi suntem în deliberări. Vă rog frumos. Doamna Tauber, după cum am spus, luptați pe un tărâm imaginar. Atunci când sunt... Modest astăzi, nu știu cum modest. Doamna Tauber și-a uitat
Gavrilița și-a continuat discursul în fața deputaților PAS și a unui deputat neafiliat. În final, proiectul a fost aprobat cu 60 de voturi, iar asta înseamnă că starea de urgență în țara noastră a fost prelungită cu încă 2 luni. Respectiv, multe decizii vor putea fi luate în continuare mai rapid de Comisia pentru Situații Excepționale. Măsura este argumentată de autorități și prin faptul că amenințările la securitatea energetică și cea națională se mențin din cauza războiului din Ucraina. Totodată, la prima ședință, deputații au examinat proiectul de lege cu privire la modificarea condițiilor de stabilire și acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, dar și alte proiecte de lege.